Cazul Elena Patrichi nu este singurul rezultat în urma falimentului Apaterm și preluării sistemului de termoficare al municipiului Galați de către Calorgal. Este însă mai bine cunoscut, deoarece a fost prezentat în plenul Consiliului Local ca o situație ce necesită intervenția de urgență a autorităților locale. Criza a apărut atunci când locatarii dintr-o scară a blocului U3 din Micro 19 și-au montat centrale de apartament cu gaz și au refuzat să plătească contribuțiile pentru încălzirea părților comune, iar administrația asociației a repartizat costurile către unicul abonat al Calorgal. La fel ca mine, mai sunt foarte mulți în oraș. Mi se pare că este puțin o problemă socială, abuzivă, umilitoare din partea conducerilor acestor asociații de locatari. Eu am depus la dumneavoastră o hârtie pentru că m-am adresat întâi Calorgalului, la care domnul director Ispas nu a fost sub nicio formă de îngăduit, la primărie, la domnul primar, la care mi s-a spus că n-au trecut cele 30 de zile și nu am primit niciun răspuns, și acum am făcut hârtie și la dumneavoastră. Primarul Marius Stan recunoaște că este un caz social regăsit în multe alte situații de administrare a blocurilor din Galați, dar nu are o rezolvare convenabilă din moment ce Calorgal are deja mari probleme de funcționare eficientă a rețelei de termoficare. Asociațiile încheie contract cu Calorgal. Nu este dorința asociațiilor să prezumă faptul că atunci când un administrator ia o hotărâre, o ia în numele unei majorități din asociația respectivă. Probabil că mai sunt și derogări de la principiul ăsta, trebuie văzut punctual. Acum înțelegeți pe cei de la Calorgal că tot vorbim de eficiență energetică, când într-o scară ai un singur consumator racordat la sistemul centralizat, parcă nu poți să mai ceri și eficiență managerială. Problema e complexă și sunt convins că se regăsește în multe din zonele Galați. Pentru Calorgal, cazul Patrichie este ca și inexistent, deoarece în contractul încheiat cu Asociația 435 s-a specificat că la scara problemă nu trebuie livrat agent termic. Am înțeles că este un conflict în interiorul asociației, dar între locatarul respectiv și conducerea asociației. Sunt cel puțin, am făcut o verificare pe portalul instanțelor de judecată, sunt cel puțin două dosare pe rol. Are debite respectivul locatar? Am fost informați că da, numai că din ce sumă a fost invocată de asociație, mi-e imposibil să vă comunic câți lei sunt pentru energie termică sau câți lei sunt pentru apă rece sau pentru gaze sau pentru altceva. Deci nu avem cum să intervenim în acest conflict între asociație și unul dintre locatari. Se poate încheia o convenție individuală de facturare și de plată, dar care funcționează ca anexă la contractul dintre asociație și respectivul locatar. Adică contractul fără anexă sau fără convenție sau convenția fără contract nu pot să funcționeze. Eu la ora actuală locuiesc în frig. O să mă găsiți pe traseu, pe liniile de transport în comun, plimbându-mă ca să mă încălzesc. Mulțumesc!